Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Fără Prejudecăți. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Fără Prejudecăți este prima producție media din Europa pentru care lucrează trei reporteri de televiziune cu sindrom Down. Noi la Fără Prejudecăți, doamnelor, domnilor, vă prezentăm o altă față a dizabilității, una plină de speranță, încredere și reușite. Vorbim astăzi despre o tulburare genetică rară, cel puțin așa se spune în literatura de specialitate, despre fenilcetonurie. Din păcate, la noi în țară sunt încă diagnosticați mulți copii care au această tulburare. Alături de noi este doamna Laura Petreuș, președinte al Asociației Aproteica a bolnavilor de fenilcetonurie, împreună cu doamna dr. Carmen Costache, doctor în științe medicale, coordonator al programului de screening neonatal pentru fenilcetonurie la Centrul Regional din Cluj-Napoca și șef de lucrări la UMF, Iuliu Hațeganu. Sărut mile, bine ați venit! Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Este o luptă, cred, pe care părinții copiilor cu fenilcetonurie o duc în România, pentru că, așa cum cred că vom descoperi pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii noastre, ne veți spune și problemele pe care le întâmpinați înainte să aflați acest diagnostic, cât și tot ceea ce urmează după. Așa este, este o luptă pentru viață, este o luptă pentru o dezvoltare normală și pentru a stopa evoluția unei boli metabolice congenitale de origine genetică cu șanse mari dacă copilul este diagnosticat precoce. Dacă această boală este diagnosticată tardiv și nu prin screening neonatal, copilul capătă o dizabilitate, se instalează progresiv retardul mental cu consecințe deosebit de grave, ceea ce duce la încadrarea în grad de invaliditate, în gradul grav de handicap al copilului și automat al mamei care va trebui să renunțe la viața ei socială și va fi și ea și copilul asistați pe viață. Este mare păcat. Acești copii au șansă la o viață absolut normală, sub tratament continuu și constant, cu condiția să fie descoperiți precoce în a 5-a, 7-a zi de viață în maternitate. Screeningul despre care vorbeați puțin mai devreme și care este exact domeniul de activitate al doamnei dr. Carmen Costache. Spunea doamna Laura Petreuș despre diagnosticarea această precoce. Înțeleg că, din păcate, în România, în unele cazuri, ne scapă sau specialiștilor le scapă această diagnosticare precoce, care, iată, apoi, dacă nu este făcută, efectul de cascadă se declanșează și problemele se amplifică foarte mult. Da. România are un program național de screening. Acest program național de screening este implementat de către Ministerul Sănătății în România în câteva centre regionale. Cel mai mare centru este centrul București, care are arondate majoritatea județelor din țară. Centrul regional Cluj este al doilea ca și mărime, după cunoștințele mele, pentru că noi efectuăm, începând cu anul 2016, screening-ul la toți nou-născuții din 7 județe din România. Urmează Iașu, care efectuează, din câte știu eu, la 6 județe, Timiș, care efectuează la 2 județe și mai este un centru micuț la Constanța, care deocamdată funcționează numai la nivel județean. Apropo de acest cuvânt, scapă screeningului. Pe de o parte, trebuie să spun că o metodă screening nu este o metodă de diagnostic final. Deci este o metodă screening care încearcă să scoată dintr-o populație care nu prezintă niciun fel de simptome, acea populație care este la risc pentru o boală. După care, odată extrasă această populație, ea urmează să treacă într-un test diagnostic și o parte dintre ei vor fi, din păcate, confirmați. Ce se întâmplă? Ce înseamnă a scăpa la screening? Noi primim, la centrul nostru regional, primim probele recoltate de la nou-născuții din toate punctele de maternitate din aceste 7 județe. Le primiți din toate punctele? Din păcate, nu le primim de la toate. Pentru că? Nu știm. Deci, efectiv, nu știm de ce. Și cele de la care le primim sunt situații în care, pur și simplu, nou-născutului nu îi se recoltează. Aici, putem să facem doar supoziții. Sunt părinți care nu înțeleg importanța acestui screening și refuză să îi se recolteze copilului proba respectivă. Sunt situații în care personalul medical, într-o împrejurare sau alta, nu știu care este, eu știu doar ce se întâmplă cu probele în momentul în care intră în laboratorul nostru,
scapă. Deci nu vine un nou născut care este într-o situație, adică nu vine, acolo se naște, este într-o situație medicală deosebită, se amână recoltarea, tura următoare crede că recoltarea s-a produs, părintele nu știe nimic și scapă. Deci există un număr de copii care scapă și parcă este un făcut din acest, din cadrul acestor copii, mai târziu va apărea un caz pozitiv, depistat tardiv, din păcate. Doamna Laura Petreuș, sunteți mamă de copil, de copii cu fenilcetonurie. Cum au stat lucrurile, dacă ne puteți, dacă e în regulă pentru dumneavoastră să ne spuneți cum au stat lucrurile, cum a stat această situație în cazul dumneavoastră? Da, sigur că da, cu specificația că nu este numai cazul familiei mele, mai sunt cazuri în România cu copii depistați tardiv, o viață furată, spunem noi, din pricina, uitați, a neefectuării unui test simplu, o simplă picătură de sânge imprimată pe o hârtie de filtru. Eu sunt mama trei copii, primul este sănătos, cei doi sunt bolnavi confirmați pe PKU, amândoi scăpați de la screening la maternitatea Baia Mare. Nu suntem singurii părinți cu copii scăpați de la screening din maternitatea Baia Mare. Asociația noastră are reprezentativitate națională și să știți că un procent destul de mare din copiii și adulții protejați de noi sunt copii scăpați de la screening. Viața unei familii cu un bolnav pe care au confirmat târziu nu este una ușoară. Așa cum spuneam, odată scăpat de la screening, acel copil riscă să ajungă retardat mental, cu atât mai grav cu cât diagnosticul se pune mai târziu. Și de ce spun asta? Fenilcetonuria este o boală care nu dă niciun semn. Este o boală asimptomatică, ceea ce înseamnă că nou-născutul în maternitate, da, pare perfect sănătos. Primele semne de boală apar în jurul vârstei de 3-4 luni, când părinții observă că acel copil nu mai ține căpșorul, ulterior nu va mai sta înșezut, nu urmărește cu privirea jucăria, încet încet își scapă capul și, ce să vă spun, se instalează chiar și epilepsia, o suferință grozavă. Atunci drumurile familiei, în loc să meargă firesc, cu bucurie, nu, venirii pe lumea nou-născutului, iau... Fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de semne de întrebare, totul pare normal, așa cum spuneați, totul pare în regulă, un copii cu scor Apgar 10 la naștere. Sigur. Cu un traseu de dezvoltare care nu poate fi decât încurajant pentru părinți, după care cred că urmează o veste bombă care cade... Bucuria venirii pe lume a unui copil, da, se transformă încet, încet într-o îngrijorare, iar drumurile părinților au un traseu, să zic, crunt. Începe de la medicul de familie, care unde credeți că îi trimite oare? La clinica neurologie pediatrică. Acolo, dacă un medic reușește să realizeze că ar fi vorba de o boală nediagnosticată la timp, adică fenilcetonuria, acolo îi se va recolta copilului deja cu retard mental instalat, o analiză, cromatografia aminoacizilor urinari și îi se va pune diagnosticul grav, fenilcetonurie depistată tardiv. Asta înseamnă că în loc acel copil să aibă o dezvoltare perfect normală, să meargă la grădiniță, să nu piardă din achiziții, să se dezvolte absolut normal sub tratament continuu, acel copil va face multă vreme kinetoterapie, iar ședințele de logopedie îl vor însoți mulți ani. De ce spun asta? Pentru că această afecțiune, fenilcetonuria PKU în limbaj internațional, este o boală localizată la nivelul ficatului. Bolnavilor PKU le lipsește activitatea unei enzime de la nivelul ficatului numită fenilalanin hidroxilaza sau este deficitară. Atunci ei nu pot procesa proteinele din alimente. Noi știm că proteinele conțin aminoacizi. Unul dintre acești aminoacizi este fenilalanina. Nu, neputând fi metabolizat de organism, el intră în țesuturi, în celule și acționează ca un agent neurotoxic, intoxicând sistemul nervos, ceea ce duce la retardarea mentală progresivă, de la un retard mental ușor până la un retard mental grav și, trebuie să spun, chiar și moarte lentă în cele din urmă, pentru că, din păcate, să știți că în România există morți pe fenilcetonurie, copii netratați. Noi putem să ne lăudăm cu un medic pionier la Cluj-Napoca, doamna doctor Antonia Popescu, care în anii 80 a început un program pilot de screening, înțelegând importanța
acestui screening, aceste afecțiuni, care este una dintre puținele erori născute de metabolism, a cărei evoluție poate fi stopată printr-un tratament continuu și constant. Probabil o să mă întrebați de ce oare se instalează retardul mental, cu toate că ficatul este afectat. Păi să știți că acești noi născuți în maternitate, alimentați, da, cu lapte de mamă sau cu lapte praf, în cantități normale, discutăm acum de un copil scăpat, sigur, de la screening, în cantități normale, el neputând metaboliza proteina din alimente, cum spuneam, retardează mental. Astfel că acești copii trebuie să urmeze un regim restrictiv pentru o viață întreagă. Sloganul internațional al acestei afecțiuni este dietă pentru viață, adică le scoatem proteinele în exces din alimente și le introducem proteine controlate. Adică, mai explicită să fiu, acestor bolnavi le este interzisă carnea, ouăle, produsele lactate, nucile, alunele, ciocolata obișnuită și făinoasele obișnuite. Adică regimul alimentar este prima intervenție sau o intervenție principală în aceste cazuri? Este intervenția principală. Deci tratamentul acestei boli constă într-un regim alimentar, exact așa cum spunea și doamna Petreu, și este un regim pe viață, este o dietă pe viață, controlată perfect, pe de o parte pentru a scădea cantitatea de fenilalanină, care nu poate fi procesată în organism și care intoxică sistemul nervos, și pe de altă parte este nevoie de a substitui practic lipsa de proteine și lipsa de altor aminoacizi prin substituente. Spuneați despre debuturile unui program de screening ce a avut loc la Cluj-Napoca în anii 80. Copiii dumneavoastră au scăpat la screening în anul... sau în anii 2000 și 2003, cu toate că județul Maramureș era cuprins în programul respectiv, doamna profesor Popescu era încă atunci la neonatologie. Ce să zic, inexplicabil, copiii mei au scăpat de la screening. Grav este că în județul Maramureș, să știți că mulți copii au scăpat de la screening, cam toți copiii care s-au născut după anul 2003 sunt diagnosticați tardiv la clinica neurologie pediatrică. Zic un lucru foarte grav. Tocmai noi de aceea milităm pentru... Ziceți o realitate mai... Absolut. Este mare păcat. Noi de aceea, asociația noastră militează pentru obligativitatea screeningului. Să știți că în California, în anul 1966, un medic, Koch, a reușit să convingă guvernatorul acelei țări să introducă legea screeningului și pentru toți copiii din California, în 1966, screeningul pentru fenilcetonuria a devenit obligatoriu. Deci noi n-am găsit încă guvernatorul. Asta vreau să întreb, avem în România o lege a obligativității screeningului sau? Nu este o lege. Deci programul național de screening este un program al Ministerului Sănătății care include fenilcetonuria și hipotiroidismul. Din păcate, doar aceste două boli sunt introduse în screening. Există câteva țări în Europa în care screeningul se face pe 22 de boli congenitale. Există și alte țări care efectuează numai pe două țări, în special în sud-estul Europei, numai pe două boli genetice, dar ideea este că nu este... Acest screening nu este transpus într-o lege. Deci nu ai la îndemână ceva legiferat pentru a obliga părinții să își lase copilul să intre la screening, pentru a veni cu o constrângere asupra maternităților care nu reușesc să introducă în screening toți copiii. Și de aici rezultă aceste scăpări care, din păcate, acum de ce în județul Maramureș noi am observat pe o statistică efectuată pe perioada 2011-2015 în centrul nostru de screening, am observat că acolo există o mai mare concentrare a acestei afecțiuni. Sigur, avem și o explicație? Da, avem o explicație. Transmiterea, deci, acestei afecțiuni, ca să ajungă să devină simptomatică, este o afecțiune cu transmitere autosomală recesivă. Deci părinții pot să fie heterozigoți și, din păcate, rezultând un copil, ca ei sunt apar sănătoși, rezultând un copil care devine homozigot, pentru că defectul există pe cromozomii ambilor părinți. Și atunci, de obicei, această afecțiune este mai frecventă în populațiile care sunt mai închise. Acum nu putem să facem această afirmație despre un județ sau altul din România. În ce sens? În sensul în care persoanele se căsătoresc dintr-o anumită arie geografică,
probabilitatea de a ajunge până la urmă ca un cuplu. Vorbim cu aceleași... despre consanguinizare? Nu este vorba chiar de o consanguinizare, nu este prea mult spus consanguinizare, dar oricum, de asta folosim termenul acesta care este premergător cele de consanguinizare, sunt populații mai închise. De exemplu, această afecțiune care, fiind o boală rară, intră în acest context de boală rară datorită faptului că în majoritatea țărilor cazurile sunt cam un caz la 10.000 de nou născuți. În populația romă din Slovacia ajunge să fie de 4 cazuri la 2.700 de nașteri. Ceea ce este foarte mult. Spuneați puțin mai devreme de acest profil, să spunem, al populației mai închise. E Baia Mare o astfel de comunitate sau această zonă? Nu, eu nu pot să afirm asta despre Baia Mare, dar ce pot să afirm este că din județul Maramureș am observat incidența este cea mai mare. Deci în condițiile în care vorbim de 6 cazuri, 10 cazuri, nu într-o perioadă de câțiva ani, 4 dintre ele sunt de acolo. Deci asta clar nu este sigur validă statistic, dat fiind numărul mic de cazuri, dar așa aparent, da, este o aglomerare. Deci acolo ar trebui să fim, mă scuzați, acolo ar trebui să fim cu atât mai atenți. Deci acolo trebuie de 10 ori să verificăm dacă toți copiii au fost testați. Vorbim despre o tulburare genetică asimptomatică, cum spuneați, care nu are semne, nu se arată nimic la prima vedere. Vorbim despre un traseu tipic de dezvoltare, după care urmează acest declin. Ce trebuie, în afară de faptul că e evident vital să-i convingem pe părinți să ceară, dacă maternitățile, dacă medicii nu fac imediat această analiză, deci îi convingem pe părinți, încercăm să-i convingem să ceară această analiză, acest screening, ce putem noi ca media, noi ca instituție de presă să facem pentru a ajuta în acest sens? În primul rând, deci eu cred că părinții ar trebui mai bine informați pentru a nu exista posibilitatea ca un părinte să refuze screening-ul. În al doilea rând, o foarte mare problematică este aceasta a depistării tardive. Acum, cuvântul tardiv are diverse grade în cazul nostru. Faptul că venim cu 2 săptămâni mai încolo decât optimul nu este chiar un dezastru, dar dacă venim cu 2 luni, atunci deja este o problemă. Și în acest sens ne-am dorit din partea Ministerului Sănătății o politică de finanțare puțin mai coerentă. Și nu numai de finanțare. Inclusiv banii aceia care se dau nu sunt alocați cu o fluență pe care noi ne-am dorit-o. Deci la începutul anului, aceste programe naționale sunt finanțate la fiecare început de an. Deci noi așteptăm în fiecare an, în ianuarie, să vedem cum vom fi finanțați în acel an. Noi așteptăm la început de ianuarie. Copiii se nasc și în 31 decembrie spre 1 ianuarie. Copiii se nasc și în 3 ianuarie. Sigur, spitalele care sunt ordonatoarele de credite ale Ministerului Sănătății au de cele mai multe ori grijă ca să avanseze finanțarea respectivă care urmează apoi să vină de la minister. Dar totuși ar fi mult mai relaxant pentru noi, echipele medicale care lucrăm în acest sens, să știm că da, avem finanțare și pe trimestru 1, și pe trimestru 2, și pe trimestru 3. Nu să stăm tot timpul cu sufletul la gură și să trimitem toată ziua hârtii, deci ne consumăm energia trimițând hârtii în care înștiințăm. Lucruri care nu au a face cu domeniul dumneavoastră, da, exact, de activitate. Exact, deci noi trimitem hârtii într-un număr inimaginabil în care spunem aveți grijă că ni se termină kiturile, dacă nu ne dați finanțare, nu știm ce o să ne facem peste o lună de zile. Deci eu trebuie să am certitudinea că într-o lună de zile am kiturile în frigider, că am nu numai kiturile, kiturile acelea nu se lucrează singur și aici vin la ceea ce afirmam mai înainte, că nu e vorba chiar numai de finanțare. Și banii aceia care vin, la un moment dat au fost foarte restricționați din punct de vedere al folosirilor. Deci s-a dat o ordonanță prin care noi, din banii de program, nu avem voie să cumpărăm decât strict kituri, vârfuri și
S-a scos cuvântul consumabile de laborator. Consumabile de laborator sunt necesare. Deci eu, ca să lucrez niște buline de sânge, am nevoie de niște mănuși. Ei bine, nu pot să decontez mănuși, să le deconteze spitalul. Toată lumea știe cum stau spitalele cu finanțele. Pe de altă parte, vine un mecanism financiar și întreabă spitalul, de ce ai plătit 3 cutii de mănuși la laboratorul de screening. Laboratorul de screening are finanțarea lui. Da, dar prin finanțarea lui nu poate să-și cumpere mănuși, nu poate să-și cumpere tifon, nu poate să-și cumpere nu știu ce. Deci astea sunt o babilonie, un tembelism cu ștampilă, scuzați-mi expresia, în care copii scapă, nediagnosticați, exact, da, deci cum, ne pierdem, cum spunea doamna Petreuș mai devreme. Ne pierdem energiile în niște stupizenii, pentru că din păcate se pleacă, nu știu, cred că se pleacă din start de la ideea să nu care cumva cineva să deturneze niște fonduri. Ce fonduri să deturnăm? Avem nevoie de niște hârtie ca să imprimăm rezultatele, de niște mănuși ca să lucrăm probele și așa mai departe. Și astea au fost scoase din programul național. Ca să nu mai vorbesc de faptul că există și vorba de, este vorba și de resursa umană. Este vorba de resursa umană care trebuie să-și facă, toată lumea are pretenția de la noi să ne facem treaba așa cum trebuie, dar nimeni nu se întreabă în ce condiții de multe ori ne facem. Haideți să ne întrebăm acest lucru, în ce condiții? Păi, de exemplu, treaba, o nouă reglementare legată de aceste programe de screening este aceea că în cadrul programului de screening nu pot să lucreze persoane angajate în spital, ci doar cu convenție civilă. Ce atrage acest lucru? Angajez o asistentă cu convenție civilă în luna ianuarie 2015, în 2016 îmi pleacă pentru că își găsește. Toată lumea știe cât de multă nevoie avem de personal medical în România, cu excepția celor care fac aceste reglementări. Deci pleacă de la mine și rulez în fiecare an, rulez o nouă echipă care să își prindă experiență. Cu greu găsesc pe cineva care să stea mai mulți ani și care să aibă acea rutină benefică pentru toată lumea, pentru noi, pentru pacienți, pentru toată lumea. Pentru că sunt aceste reglementări pe care nu știu cine le gândește. Eu spun nu știu, pentru că nu-mi place să mă bag în treburi pe care nu le cunosc. Vreau să-mi fac treaba pe care eu am căderea să o fac așa cum trebuie. Și expertiza necesară. Da, expertiza necesară așa cum trebuie. Dar sunt atât de multe hățișuri în care îmi consum o groază de energie și o groază de timp. În loc să mă concentrez spre lucruri mai importante, cum să îmbunătățesc, cum să fac aceste recoltări să fie mai corecte. Și aici vin la o a doua etapă a screeningului. Bun, părinții sunt de acord, recoltarea se face. Cum se face? Noi explicăm personalului din maternități cum anume trebuie recoltate aceste buline de sânge. Există un tipic, un protocol foarte clar. Din păcate, și acolo, personalul este puțin. Noi explicăm pe niște protocoale trimise, scrise. Într-o vreme aveam posibilitatea să ne ducem în diverse maternități și să le explicăm așa, față în față. Acum nu mai există nici această posibilitate să ne deplasăm. Dacă ar fi să aplicăm principiile controlului de calitate la intrarea probei, oricărei probe biologice în laborator, ar trebui să respingem o treime din aceste probe. Nu facem asta. De ce nu facem asta? Nu facem asta pentru că știm că de acea probă făcută atunci depinde foarte mult viitorul acelui copil. Și trecem, dar ne riscăm, pentru că la un moment dat, dacă se pune o problemă de malpraxis sau de tehnică proastă, nu o să ne înțeleagă nimeni că de ce am făcut acea probă. Și vedeți, intrăm într-un cerc vicios. Fiecare încearcă să-și păzească pielea, dar mai sunt așa persoane care riscă gândindu-se până la urmă la beneficiu final, care este pacientul, este copilul care trebuie să primească cât de repede diagnosticul pentru a intra într-o dietă într-o dietă pentru o terapie. Da, este o problemă foarte complexă și vom intra în profunzime imediat. Acum însă vom lua o scurtă pauză pentru a vă invita și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc acum să vedem știri din zona dizabilității prezentate de colegul nostru. Rămâneți cu noi!
Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun găsit la știri, sunt Bogdan Cristian. Actorii unui teatru independent desfășoară la Cluj un program de terapie prin artă, 14 profesioniști și 20 de voluntari aduc un plus de fericire pentru pacienții din două spitale clujene. Pentru al patrulea an consecutiv, membrii trupei de teatru și film Create Acting Joy au reușit să coloreze zilele lungi ale pacienților și angajaților spitalului. Foarte bine, drăguț. Foarte, foarte. Mai distrează, mai asta lumea, nu? Vă simțiți mai bine? Da, bineînțeles, sunt bine, nu? Vă mulțumim frumos că ați venit și ne-ați trezit. Ne-ați înviorat un pic. Mi-a crescut inima. Și ne-a adus zâmbete pe buze. Și cadrele medicale au avut parte de tratamentul cu efect miraculos. Din ce am văzut eu, reacțiile sunt pozitive și asta contează cel mai mult. Ceea ce faceți este deosebit pentru ei. De fapt, orice apare diferit ca și artă, ca și formă de artă, este benefică psihic pentru bolnavi și nu numai. Programul este construit pe mai multe direcții. Avem momentele artistice, în cadrul cărora actorii noștri se deplasează prin toate saloanele spitalului, vizitând inclusiv și personalul medical, iar pentru pacienții care se pot deplasa, cărora starea de sănătate le permite să facă un pic de mișcare, avem ateliere creative. Artiștii le aplică terapia prin artă și pacienților Spitalului de Recuperare din Cluj. România a obținut la Moscova medalia de aur la șah în cadrul Jocurilor Sportive Mondiale pentru copiii care au învins cancerul. Țara noastră a fost reprezentată de Alexia, o fetiță de 14 ani care se luptă cu această maladie de 7 ani. Toate antrenamentele sunt tratate cu maximă seriozitate de Alexia. A venit pentru a doua oară la Moscova cu gândul să repete recordul de anul trecut. Foarte mult! Mă bucur foarte, foarte tare că m-a adus mami aici și că pot să particip. Anul trecut a scris prima carte, acum a început-o pe a doua. Păi, este despre întâmplări din viața mea, unele urâte, unele frumoase. Cu ajutorul familiei, al medicilor, Alexia încearcă să stăpânească boala. Acum câțiva ani viața ei s-a schimbat radical, acum mai mulți ani odată cu debutul bolii. E un om sincer, un copil sincer și vrea să povestească lumii despre viziunea ei despre viață. Alexia a câștigat și anul acesta medalia de aur la șah și bronz la fotbal feminin pe echipe. 500 de copii din 16 state au luat parte la jocurile sportive mondiale ale învingătorilor. Majoritatea sunt într-adevăr învingători pentru că au câștigat lupta cu cancerul. Desigur, este o bolivanie care lecită, da? Pentru că, по-прежнему, очень много страхов, очень много стереотипов. Sunt și copii care încă se află în faza de tratament, însă trăiesc cu speranța că totul va fi bine. Contează ca ei să fie înțeleși și tratați cu multă dragoste. Colegul nostru, Mihai Arsenie, a finalizat un proiect internațional dedicat cu colaborării între persoane cu și fără nevoi speciale. Mihai a fost unul din cei doi reprezentanți ai europei la summitul unificat de la Los Angeles de anul trecut. În urmă cu mai bine de un an, la invitația Special Olympics România, doi tineri din două mari orașe ale țării, Cluj și Arad, s-au întâlnit și au creat împreună un proiect ambițios intitulat Împreună pentru o generație unificată. Proiectul lor, menit să aducă împreună tineri cu și fără dizabilități pentru a crea o lume mai inclusivă, a câștigat alături de proiecte din 30 de țări ale lumii competiția organizată în cadrul strategiei Project Unified Genuine Social Impact de către Special Olympics International. Georgiana Bighescu din
Cristina Rad și Mihai Arsenie din Cluj sunt echipa entuziastă care a lucrat împreună și au creat prietenii între tineri din școli, universități și organizații non-guvernamentale prin evenimente sportive, educaționale și artistice unificate în orașele lor. Alături de Mihai a fost și Tobias Pasăre, student la Facultatea de Sociologie din Cluj, voluntar și promotor al incluziunii. Proiectul lansat anul trecut la Los Angeles în cadrul summitului Genuine și al Jocurilor Mondiale Special Olympics se va încheia în mod oficial în această lună prin editarea unei broșuri cuprinzând poveștile și mărturiile celor implicați. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Sunt Bogdan Cristian, ne revedem în curând. Am revenit, doamnelor, domnilor, în platoul emisiunii Fără Prejudecăți. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. În platoul nostru este doamna Laura Petreuș, președinte al Asociației Aproteica a Bolnavilor de Fenilcetonurie, împreună cu doamna Carmen Costache, doctor în științe medicale, coordonator al programului de screening neonatal pentru fenilcetonurie la Centrul Regional din Cluj-Napoca și șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie. Doamna Petreuș, după toate câte le-am vorbit până acum și după ce am înțeles complexitatea acestei situații, precum și problemele din sistem care, iată, îi împiedică pe părinți, îi împiedică pe profesioniști să dea cele mai bune tratamente acestor copii, vreau să vă întreb, înainte să vă loviți de această problemă, știați ceva despre fenilcetonurie? Știam doar cât am învățat în liceu, la orele de genetică, adică titlul a unei boli ca multe alte erori născute de metabolism. Și să știți că noi, Asociația Proteica, tocmai ne-am gândit la un proiect pe care l-am derulat la Baia Mare, un proiect maraton, să zicem așa, opțiune maraton, o picătură pentru viață s-a numit, pentru informarea tinerilor din colegii din Baia Mare. S-a desfășurat în parteneriat cu 11 licee, instituții de învățământ preuniversitar, tocmai pentru informarea tinerilor. Ei învață la ora de biologie, în cadrul lecțiilor de genetică, despre multe afecțiuni metabolice, printre care și fenilcetonuria. Această transmitere autosomal-recesivă, cum spunea și doamna doctor, presupune ca ambii părinți, da, să fie purtători pentru ca acest mecanism să se declanșeze. Dacă e doar unul dintre ei, fiind boala recesivă sau transmitere recesivă, atunci el poate fi mascat de cealaltă genă sau de conținutul celuilalt. Geneticienii ne spun în felul următor, că fiecare om din populația generală, din omul de pe stradă, este purtătorul a 4-5 defecte genetice. Dacă întâlnește cu frecvență de 51 perechea purtătoare, are șansa de, așa cum spuneam, de a nu continua informația genetică, de a nu transmite nou-născutului, în proporție de 25%, în proporție de 50% are șansa ca ori mama, ori tata să transmită defectul genetic și atunci copilul va fi purtător sănătos, deci nu va face boala niciodată, pentru că ficatul lui are o parte care poate să metabolizeze proteinele, sau are șansa în proporție de 25% să se nască copilul bolnav pe cau. Tocmai de aceea spun că trebuie testat fiecare nou născut în a 5-a-7-a zi de viață, pentru că nu știm care dintre noi suntem aceea, care cuplu are neșansa de a da naștere unui copil bolnav confirmat pe cau. Și atunci consider fenilcetonuria o chestiune de interes public. De aceea, la nivel mondial, există programe de screening în toată lumea. În Europa este o practică lege, de 50 iată. De ani. Vă întrerup doar puțin pentru a o introduce în discuția noastră și pe doamna Cristiana Ivan, coordonator Serviciu Imagine la Asociația Proteica Bolnavilor de Fenilcetonurie. Este la telefon, sărut mâinile. Vă mulțumim foarte mult, doamna Cristiana, pentru că sunteți în legătură telefonică cu noi. Bună ziua, cu mare drag! Știu că sunteți mama unui copil diagnosticat cu fenilcetonurie și știu că povestea diagnosticării copilului dumneavoastră este una care trage un semnal de alarmă, așa că am să vă rog foarte mult să ne spuneți cum au stat lucrurile în cazul dumneavoastră. Da, am un băiețel care în curând va face 2 ani de zile, este diagnosticat la naștere cu fenilcetonurie. Eu am născut într-o maternitate de stat, într-adevăr, acolo s-a făcut și screening-ul, acel screening național cu 5 boli, numai că rezultatul de la acest screening a venit foarte târziu pentru noi, după 2 luni și jumătate.
Dar noi, între timp, achiziționasem un screening extins de la un laborator privat și a fost șansa noastră să-l diagnosticăm la naștere. Noi, practic, l-am diagnosticat la 7 zile, tratamentul începând imediat. Și a fost șansa lui să aibă o viață normală și să se dezvolte precum, să zicem, un copil normal, că încă este mic și nu știm cum evoluează, practic, boala. Cum v-ați gândit să apelați, să dublați, să spunem așa, screeningul în a cărui așteptare erați, acel screening național cu unul, mă rog, ce trebuia făcut în maternitatea de stat în care ați născut, cu unul al unui serviciu privat? Ați avut o suspiciune, ați văzut ceva semne care v-au împins în zona? Tot încerc să scot astfel de informații pentru a-i pune cumva în gardă pe părinți. N-am avut nicio suspiciune la noi în familie, nici în familia mea, nici în familia soțului, n-am avut niciun copil bolnav, niciun adult bolnav, să zicem că trebuie neapărat să facem. Pur și simplu informarea din timpul sarcinii. Ne-am informat foarte bine ce analize trebuie făcute în sarcină, după sarcină, la copil, vaccinuri, tot. Și am luat decizia de a achiziționa și acele celule care mulți zic că nu ne trebuie și că le luăm degeaba. Și am zis că, Doamne ferește, mai târziu nu știi ce se poate întâmpla și medicina evoluează de la o zi la alta. Și așa am luat și acel test de screening extins de 51 de boli, care a fost șansa noastră. Și recomand tuturor mămicilor să nu se scuce pe ureche, să zică că le face la maternitate sau să facă un efort și să, nu știu, să dea o șansă. Că bolile sunt multe, nu neapărat fenicetonul, dar sunt foarte multe boli acum noi și practic de care fiecare om nu a auzit, care se poate întâmpla în orice familie, la orice copil. A fost acest diagnostic, din fericire pentru dumneavoastră, prin serviciu privat la care ați apelat, pus foarte repede. Ce a urmat după? După diagnostic, cei de la clinica privată ne-au trimis direct la Spitalul IOMC pentru a intra în programul național de fenicetonurie. Acolo mi s-a repetat testul, a fost confirmată boala, și imediat am trecut pe dietă. Adică, i s-a suspendat alăptarea la sân, a trecut pe un lăptic special. Regimul alimentar special, de care vorbeau și colegele din platou. Da, o alimentație specială este un lăptic pe care un om normal, dacă l-ar gusta, imediat l-ar refuza. Numai mirosul, dacă îl simți, se dă peste cap și nu îți vine să crezi cum poate un copil să bea ceva așa. Iar după introducerea tratamentului se face monitorizare săptămânal de la naștere. Vă gândiți-vă că noi săptămânal facem analiza aceea. În funcție de analiză, dieta se modifică sau nu. Deci este o dietă foarte strictă, copilul nu are voie să mănânce mai nimic decât fructele și legume permise, plus produsele proteice care, credeți-mă, sunt foarte costisitoare, foarte costisitoare. Ce ne spuneți despre dezvoltarea limbajului, despre dezvoltarea motrică, despre dezvoltarea cognitivă, neurologică a copilașului dumneavoastră în urma instituirii foarte rapide a acestui tratament? Dezvoltarea lui este normală din punct de vedere al vârstei. Doctorul neurolog care îl consultă este mulțumită, medicul care supraveghează tot astfel este mulțumit de evoluția lui. Acum el este mic și vă dați seama, nu ne dăm seama sigur și de încă nu vorbește, dar așa este ca și cum un copil normal. Merge, mănâncă, arată multe lucruri, înțelege. Este ok. Dar iată că nu vorbim despre prezența retardului, cum se întâmplă așa atunci când copiii nu sunt diagnosticați la timp, nu vorbim de asocierea epilepsiei, cum spunea și doamna Petreuș puțin mai devreme, care agravează evident și mai mult simptomatologia. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în legătură telefonică cu noi și pentru că ne-a spus această poveste. Vă dorim multă sănătate și numai bucurie alături de copilașul mulțumim. Dumneavoastră. Mulțumim, asemenea, multă sănătate și Doamne ajută ca strigătul nostru să fie auzit și ca cât mai mulți copii să fie diagnosticați la naștere și să se dezvolte normal. Doamna Cristiana, vă mulțumim foarte mult. Mă întorc, doamnelor, domnilor, la invitatele mele din platou, fără prejudecăți, continuă la TVR.
De la acest moment, iată, în cazul doamnei Cristiana, fericit, al depistării foarte rapide, a pornit la drum și ONG-ul pe care împreună și cu alți colegi de-ai dumneavoastră îl propulsați, să spunem așa, pentru a convinge cât mai mulți părinți și pentru a ajuta cât mai multe persoane care au în familie, iată, astfel de cazuri speciale. Da, să știți că ONG-ul acesta s-a născut din dorința părinților de a dialoga constructiv cu instituțiile din România. A face un scandal, de ce nu este, de ce nu se poate, nu duce la absolut nimic bun. Să știți că sunt părinți în ONG-ul nostru care au luptat singuri. Este și exemplul meu, care din anul 2003, din momentul în care am diagnosticat copiii cu fenilcetonurie, am înțeles că trebuie să rămân aici, în România, avem părinți, avem frați, nu, chiar nu putem toți pleca din România și sub protecția unui sistem sanitar coerent din altă țară să trăim altundeva. De aceea noi am considerat că dacă intrăm în Europa în 2007, ne vom alinia cu totul. Vreau să vă spun că sunteți dezamăgit acum de decizia pe care ați luat-o atunci? Sunt puțin dezamăgită. Să știți că am momente în care mă întreb ce Dumnezeului mai caut în țara aceasta și o să vă spun imediat de ce. Pentru că în 2003, când diagnosticul copiilor mei a fost pus fenilcetonurie, alergam peste tot să găsesc o variantă de a-i trata, deci acea dietă. Să știți că în România, în acel moment, nu era omologat tratamentul pentru această afecțiune. Poate vă puteți închipui ce a însemnat pentru noi ca familie când doamna profesor Antonia Popescu aducea voluntar prin donații din Statele Unite substituent pentru copii. Deci acea doctoriță nu reușea, cu toată existența unui program național de tratament, să convingă Bucureștiu că acești copii au nevoie de tratament. Deci închipuiți-vă că eu scriam memorii la Ministerul Sănătății și mi se răspundea că acest tratament nu este omologat. Nu puteam să facem monitorizarea continuă. Deci noi, pentru monitorizare, familia noastră trimitea probe în străinătate, ceea ce o acum boală descoperită și țara tratată noastră, adică în alte țări din 1937. Da, din 1934. Anul 34. Noi vorbim de anul 2003, în care în România problemele legate de omologarea acestei boli, tratamentului pentru această boală, erau sub semnul întrebării. Ce să zic, într-un final, din multele scrisori pe care eu, din poziția unei simple mame, am scris Ministerului și Oficialităților și Parlamentului României și primului ministru de la acea vreme și tuturor factorilor de decizie care am considerat că pot să îmi salveze copiii, da? În urma acelor scrisori, să știți că s-a reușit într-un final să se introducă substituentul de proteine, acel amestec de aminoacizi vital în viața bolnavilor fenilcetonurici, pentru că să știți că cu toată dieta, fructe și legume, copiii aceștia nu se dezvoltă normal dacă nu au substituentul de proteină. Acest substituent de proteină a fost descoperit de un medic care a înțeles că fenilcetonuria nu înseamnă numai proteine controlate din alimentație, pentru că noi le scoatem proteina acestor bolnavi, dar trebuie un substitut, ei au nevoie de vitamine, oligoelemente atât de necesare creșterii până la urmă. Și așa am început, sigur, produsele de bază, ca să nu mai discutăm că iau făină specială, paste, biscuiți speciali. Foarte costisitoare, țin să menționez cu costul unui pachet de biscuiți obișnuit, da? Este, știm, 10 roni, adică un ron, 2 roni, pe când costul unui pachet de biscuiți pentru un bolnav pe CAU este de 10 ori mai mare. Așa că toată lumea civilizată a înțeles că trebuie să existe program de tratament. România în acest moment poate oferi produsele de bază. Trebuie să mai subliniez că în normele tehnice de aplicare a acestui program național nu este clară și corectă împărțirea pe vârste. Așa să vă închipuiți că nu știu cine le face aceste norme. Iată, aici mă alătur doamnei doctor, nu înțeleg cine le face, pe cine consultă, ce se întâmplă, că vă închipuiți că România oferă unui copil de 16-17 ani 2 kg de făină specială pe lună. Este incredibil, incredibil cât de prost îngândite îmi permit să spun asta, deoarece care în România, asta vreau să vă întreb, în jur de 800 de euro pe lună este tratamentul complet.
complet a unui copil bolnav pe CAU. Nici o familie din România, doar știm costurile comparativ cu veniturile, da? Nu își permite așa ceva, hai să fim serioși. Și atunci noi presăm tot timpul, motivăm ca ONG că trebuie să ni se acorde produsele, pentru că boala nu iartă pe nimeni, genetica nu iartă, să știți. Avem familii din diverse clase sociale cu diverse pregătiri, deci nu înseamnă că un copil care este dintr-o familie, să zic, obișnuită, să nu spun de la țară, că la țară sunt oameni foarte isteți, dar o familie fără posibilități materiale, acel copil trebuie condamnat, deci el trebuie să aibă șansa. În schimb, România nu a înțeles încă să acorde conform vârstei, și asta este o problemă a medicilor coordonatori din teritoriu, care se lovesc mereu, mereu de această problemă. Bucuria noastră este că sunt companii în acest moment care importă în România alimente speciale pentru acești bolnavi. Dar încă o dată zic, programul național se poate îmbunătăți, rolul nostru ca ONG se pare că este acela de a presa continuu și a pisa autoritățile să înțeleagă exact cum trebuie făcut. Noi tocmai de aceea în 30 martie am avut un dialog la Ministerul Sănătății cu doamna director de programe și un reprezentant a CASE-ului și am dus acolo părerea noastră a beneficiarilor până la urmă despre idealul. Și să știți că n-am cerut imposibilul, noi știm că România este o țară fostă comunistă, nu ne permitem să facem ceea ce face Italia, care acordă până la 3.000 de euro pe lună unui bolnav confirmat, pentru că Italia a înțeles că este mai economic să previi, să tratezi corect, decât să tratezi ulterior neglijența unor cadre medicale. Acum fac o paranteză, să știți că printre, în acțiunea noastră de la Baia Mare, o picătură pentru viață, am mers și la anul 3 pozițială sanitară. M-am dus cu mare emoție, știți că eu sunt o simplă mamă. Sigur că meseria mea, laborant analize fizico-chimice, îmi permite o mai mare înțelegere a subiectului. Dar să știți că acele asistente medicale știau foarte vag despre fenilcetonul și am realizat că este un lucru grav. Cel puțin una de acolo probabil va ajunge să lucreze într-o secție de neonatologie. Oare cum va fi explicată de către o asistentă din anul 3, da? De școală pozițială, cum va fi explicată o afecțiune de metabolism unei mame pe înțelesul omului de rând? De ce trebuie testat fiecare nou născut? Și a fost atât de benefică întâlnirea cu acele asistente, încât noi am dat la sfârșit un chestionar să vedem ce au înțeles copiii, tinerii, din ceea ce am discutat. Incredibil. Răspunsurile sunt incredibile. Mi-au mulțumit că în sfârșit au înțeles o chestiune practic. Ele vor lucra la un moment dat pe, mă rog, în pediatrie și trebuie să știe cum se recoltează proba, de ce este importantă recoltarea acestei probe. Vreau să vă spun că, așa cum sublineați și dumneavoastră, fenilcetonuria în 1934 a fost descoperită practic de medicul norvegian Føhling. Acolo a venit în cabinetul dânsului o mamă cu doi frați, doi copii cu retard mental instalat. Să spunem că românianului 2003 semăna cu românianului 1934, pe plan mondial, cu lumea anului 1934, eram eu personal o mamă cu doi copii cu retard mental. Norocul meu a fost că am întâlnit la neurologie pediatrică o doamnă profesor, și acum ne mândrim că este de-a noastră, din Maramureș, doamna profesor dr. Ileana Benga, care imediat a înțeles ce poate să producă acele convulsii îngrozitoare unui copil de 2 luni, da? Și s-a gândit exact la fenilcetonurie. Ea a salvat până la urmă copiii. Niciun medic la care am fost pe tot teritoriul României până în anul acela nu s-a gândit că fetița ar putea avea fenilcetonurie, gândindu-se că a fost în programul acela național, cuprinsă în programul de pe județul Maramureș. Despre disperarea pe care ce poate cuprinde un părinte în această situație, citim și pe internet, este și cazul doamnei Carmen Cordea, o altă mămică, la fel în situația dumneavoastră, care spune cât se poate de greu de digerat aceste cuvinte. A urmat dieta internări și calvalul cu produsele dietetice. La 9 luni am rămas fără substituent. Exact același lucru pe care spuneți și dumneavoastră. În perioada aia, timp de vreo 2 săptămâni, nu am avut deloc. Atât de absurdă a fost situația să stai cu copilul urlând de foame în brațe, încât îmi venea să mă duc în fața Parlamentului și să-mi dau foc. Da, să știți că noi nu am reacționat așa. Nu am gândit nici o clipă că trebuie să mă duc să fac un gest extrem. Familia noastră a fost sus cu moralul. Am gândit în felul următor.
Dacă Dumnezeu ne-a dat această problemă, da, că apare aleatoriu în familie, probabil ne va da și șansa să o rezolvăm. Și atunci, cu capul sus, am reușit să nu întrerupem tratamentul la doi copii pe care au confirmați. Nici o zi. Vă rog să mă credeți că am reușit să întâlnesc chiar medici care ne-au sărit în ajutor din România, medici din străinătate, am pus mâna pe telefoane, nu era epoca internetului, da? Deci nu aveam acces la informații. Vă spun că un lucru grav este că în România, zilelor noastre, încă nu există un nutriționist dietetician specializat pe fenilcetonurie, astfel, așa să vă închipuiți că eu a trebuit să-mi las meseria și cariera, da, viața socială și să pun mâna pe carte. Norocul meu a fost această doamnă doctor Antonia Popescu, care mi-a pus în brațe la propriu lucrările dânsei de doctorat pentru medici și studenți la medicină și am învățat ceea ce trebuia România să-mi ofere, adică dieteticianul. Eu am făcut grafice, pot să zic în acest moment că sunt foarte bine pregătită în fenilcetonurie, pot să spun public, pentru că mi-am salvat singură copiii dintr-un anumit punct de vedere. Nimeni nu era pregătit să-mi explice cum biologia și chimia din acele tabele medicale cu conținutul în proteine pe 100 de grame la fiecare aliment, cum poate fi transpus în farfuria unui copil. M-ați înțeles? Deci noi nici în acest moment, vorbesc de 2003, suntem în 2016. Este incredibil că în România specialistul nutriție dietetică în fenilcetonurie nu există. Deci noi am făcut un parteneriat cu Asociația Dieteticienilor din România. Am avut un simpozion în 25 iunie la Baia Mare. A fost prezentă și doamna doctor Carmen Costache și doamna doctor Mariana Mureșan de la Clinica Pediatrie 3, care se ocupă de bolnavii confirmați, copii. A fost prezentă și doamna doctor Silvia Iancu de la adulți, care se ocupă de adulții, da, din România, confirmați. Și vreau să vă spun că a fost prezentă și vicepreședinta Asociației Dieteticienilor din România, este absolvent de UMF Iuliu Hațeganu Cluj, care dorește să rămână să se ocupe de această parte a pediatriei. Atât de impresionat a fost de ceea ce noi mămicile facem, dar nu este de căderea unei mămici. Să știți că în Europa nu există să nu aibă dietetician. Noi vorbim aici de o echipă medicală multidisciplinară în care nu doar medicul de laborator, medicul pediatru, coordonator la copii și cel de la adulți și dieteticianul trebuie să facă parte, ci și psihologul clinician. Noi am avut în parteneriat acest eveniment cu colegiul psihologilor, pentru că este extrem de important ca părintele să fie susținut. Impactul în momentul când ai un copil confirmat este major. Și atunci mulți părinți, să știți că au tendința să cadă, rolul psihologului este extrem de important. Iată. Să mă duc, sigur, în fața Parlamentului și exact, să-mi dau echipa foc. Multidisciplinară. Probabil că noi am fost o familie care, nu știu, așa suntem mai dure, așa, mai bine pregătiți moral. Nu am avut nicio clipă căderea. Eu am trei copii, eu trebuia să explic celui mare ce se întâmplă. Trebuia să scot din el un adult. O schimbare care absolut te ia normal. Pur și simplu de pe picioare. Sigur că da. Trebuie să mai fac o paranteză. În momentul descoperirii copiilor, fetița nu avea diagnostic decât o constatare. Retard mental, paraplegie, epilepsie, da? Și note autiste. Deci, prima dată l-am diagnosticat pe cel mic și apoi fetița. Că probabil s-ar întreba cineva, bine, doamnă, dacă ai avut un copil confirmat, la ce Dumnezeu ți-a mai trebuit încă unul? Păi uite, așa s-a întâmplat și nu este numai cazul meu. Multe familii din această țară mai dau naștere unui copil, da? Fără să realizeze că, de fapt, copilul cu retard mental instalat acasă s-ar putea să fie cu aceeași poveste. Și uitați-ne, șansa să mai naști unul. Ați aflat diagnosticul copilului mijlociu prin cel mic. Da, exact. Așa mi-am salvat fetița. Trebuie să vă spun că am lăudat aici medici, da, care și-au făcut foarte bine treaba, care au ajutat voluntar, care ajută în continuare voluntar. Dar eu am avut un moment în care am crezut cu adevărat că plec din România, în momentul în care un medic din București, acum nu mai este în viață, telefonându-i și spunându-i că uitați, am doi copii confirmați pe care o fetiță descoperită la 3 ani, mi-a sugerat să-mi dau copilul la casa de copii și să-mi fac alt copil sănătos. Este incredibil, bine că n-am ascultat de acel medic, să știți că în acest moment fetița mea a evoluat, am reușit să oprim retardul mental progresiv, la 7 ani a reușit să recapete partea motorie, controlul sfincterian l-a recuperat la vârsta de 10 ani, a vorbit prima dată la 10 ani, sigur că are defect de vorbire, dar este școlarizată la o școală specială, acum intră în clasa a 9-a, deci
Bine că n-am ascultat de acel medic, nu o să-l iert niciodată pentru asta, în schimb o să mă înclin în fața medicilor și asistentelor medicale care în continuare ne-au susținut și noi n-am plecat din România. N-ați ascultat sfatul acelui medic, ați rămas, există asociația Proteica, demersul pe care dumneavoastră îl faceți, salvați viața multor copii care nu atât că au un destin, ci sunt un destin pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și pentru că ne-ați introdus în această lume, iată, plină de probleme, dar plină și de speranță în același timp, că atâta vreme cât ne unim eforturile și cât ne punem la masa colaborării, se pot găsi și soluție, cât se poate de clar că trebuie făcută multă presiune pentru ca legi, pentru ca norme, pentru ca reglementări în acest domeniu să fie aplicate și vă asigurăm de tot sprijinul nostru, că până la urmă asta e și menirea a televiziunii române să susțină astfel de cauze. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Doamnelor, domnilor, cu aceasta vă spun că ediția de astăzi a emisiunii Fără Prejudecăți a ajuns acum la final. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc un weekend excelent. La revedere!